Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, și Republica Fantastică România are și un președinte al Republicii Fantastice România, care cred că se pregătește, că știți că practic orice președinte, așa am descoperit în ultimii 32 de ani, păi în ultima parte a mandatului se mai relaxează. Dezinteresat așa un pic. Dar nu neapărat dezinteresat, dar nu mai poate să lanseze proiecte mari. Nu președinte mai... chill. Da, da, adică așa. Noi avem un președinte care cred că se pregătește de finalul de mandat de 9 ani încoace. Așa este senzația mea. L-ați văzut cumva pe domnul președinte pe teren, la locul dezastrului din Crevedia? La vreo întâlnire cu agricultorii nebuniți de afluxul și tranzitul de cereale ucrainiene care afectează piața și prețurile? L-ați văzut cumva să se ducă să întâlnească cu ei? Poate la Botoșani? Să puneți dânsul o floare, să aprindă o lumânare acolo la altarul improvizat în fața spitalului unde a murit Alexandra după 7 ore de tortură? Scrie Noua Maier? Se duc acolo să spună aveți salarii mai mari, face ce trebuie făcut, sunt șocați. Aprinzi o lumânare, domnule, fă ceva. Iese lumea în stradă acolo, ești președintele României. E un eveniment care a traumatizat societatea. Poate la vreo întâlnire cu navigatorii de pe Dunăre, care se trezesc la câteva sute de metri de locurile unde rușii bombardează porturile ucrainiene. Se postează românii pe TikTok, pe Facebook. Aoleu, dar nu mai mergem pe aici, vai ce se întâmplă, nu știu ce. Se ducă să întâlnească cu ei, să le spună ceva. E președinte. Deci, în general, pe unde l-ați mai văzut, domne, pe domnul președinte în vremurile astea pline de tensiune și îngrijorare? Să știi că l-am văzut eu. Era în bărcuță pe Dunăre cu doamna Carmen. Așa. Părea bine. Da. L-am văzut la plimbare, da, cu bărcuța. Zilele trecute, așa e. Bronzat, prosper și a pus fotografii pe Facebook. Puteți să vă uitați. Sunt de alea în care eu mă uit în zare, fă-mi și mie un instantaneu când mă uit în zare. Știi? Domnul președinte s-a dus la o mică paranghelie, practic, la o pișcotereală în Delta Dunării, cu ocazia Zilei Biodiversității. Sigur, o zi foarte importantă, dar prin ce a făcut dânsul acolo și prin mesajele pe care le-a dat, asta se înțelege, că dânsul s-a dus la o pișcotereală, chiar dacă acolo nu a fost asta. Da, foarte frumos. Domnul președinte îmbrăcat tot în alb, tricou aș polo alb, pantalonei albi, ciorăpei albi, pantofiere albi cu șireturi albe. Mi-a ce minte de Nemărit Miliardar cu aia Boșii. Da, știi? Mă. Că Boșii era un alb, da, îmbrăcat atunci. Da, asta era post. Bă, până și curelușa de la pantalon tot albă. Păi da. Băi, n-am... Băi, ce bărbat are curea albă, mă, în gardă? Tu ai, mă, curea albă? Nu, eu nu mai am curea. Da, acum acasă. Vezi, mă, dacă nu îți permiți, ca domn președinte, să te duci să faci schi, tenis, bronzaj, munțoman, golf. Chestii. Adevărul golf. Că da, de la tu sport... n-ai timp, mă, de-asta, dacă ai fi președinte, ai avea timp. Să știi că... De la sporturile astea îi se trage. La golf, la tenis, la astea, tot... Alb. Sportul alb. Băi, serios, pe bune, vorbesc serios. Deci mi se pare o vanitate. Bun, ok, te îmbraci îngrijit, evident. Bă, da, să ai curea albă. Cine are, bă, curea albă? Ce bărbat are curea albă în garderobă? Și eu mă gândesc la momentul ăla. Deci, unde mergem noi? Hai să ne facem programul. Mergem la Ziua Biodiversității. Ah, ce frumos. Ia, Carmen, hai, cine... Domne, cine i-a făcut bagajul domnului președinte? O fi spus dânsul? Hai să-mi pui pantalonii albi și nu uita și curea albă. Și tenisii albi noi, cu ciorapii albi, te rog frumos, și cămașa albă neapărat. Să fie totul alb frumos, așa că mergem pe barca. Barca ce culoare are? Albă, domn președinte, și canapele tot albe. Clar, alb mă fac și eu. Așa o să fie frumos și facem o poză tip instantaneu. Bă, cum ești președintele României? Cum e posibil așa ceva? Deci momentul ăla când și-am făcut bagajul și după aceea, cum a făcut? Credeți că dânsuși, firește, nu-și duce singur valiza, da? Da, verificat-o sigur. Da, își scoate dânsul să uită, știi? Are, adică dacă a cerut, s-a supărat că nu i-a luat cineva paltonul când a intrat în mașină, sigur are pe cineva care îi le scoate pe toate și îi le pune pe umerașe și se duce și verifică unde este costumația albă pentru ziua cu bărcuța. Aici. Bravo. Ți-ai făcut treaba. Mă gândesc și eu. Asta e, dincolo de... Nici nu știu cum să spun. Dincolo de surpriza asta noastră, domnul președinte lasă... Are o imagine totalmente desprinsă de realitatea dramatică din România. A fost o vară foarte dificilă. A început cu sentința aceea scandaloasă în cazul Ursu, în care niște judecători de la Curtea Supremă de Justiție practic au justificat teroarea comunistă. Și au spus că Ursul nu putea fi dizident, păi că nu știa lumea de el, că nu știa publicul. Și oamenii n-au înțeles nimic. Toată opinia publică scandalizată de achitarea torționarilor lui Gheorghe Ursu. Și
Și în zilele respective, singurul mesaj pe care a considerat de cuvință să-l posteze pe net domnul Iohannis a fost: dragi români, aveți grijă că e cald afară, că e caniculă. Bun. Asta e, deci, cum spuneam, dezastre, morți, explozii, se anunță creșteri de taxe, de impozite. Domnul președinte se plimbă cu bărcuța, prin dată la costum alb, de parcă ar fi ceva vodă prin Lobodă, fără legătură cu țara. Și la final, după acostarea cu succes, deci a reușit să înfrunte pericolul, a trecut cu barca, s-a întors cu barca la cheu și au acostat cu succes. Și domnul președinte a binevoit să acorde presei câteva minute din timpul atât de prețios al domniei sale. Jurnaliștii, niște nesimțiți. Bă, ăștia chiar s-au luat în serios și au început să pună întrebări pe bune. Cine ar fi crezut așa ceva, că jurnaliștii acolo au pus întrebări pe bune? Și unul dintre jurnaliști, pe bună dreptate, a remarcat că domnul președinte a venit în Delta, dar la evenimentul respectiv nu au fost invitați oamenii care se confruntă cu problemele profunde și adevărate ale Deltei. Adică, cu alte cuvinte, jurnalistul a observat cât de formal și fals a fost evenimentul. Și foarte politicos a cerut o precizare de poziția președintelui față de această stare de fapt. Iar domnul președinte n-a găsit niciun răspuns mai bun decât să ia la mișto acest gazetar. Am constatat că nu au fost astăzi la întâlnire reprezentanți ai comunităților din interiorul Deltei. Mă refer la primari ai comunelor din interiorul Deltei și ai orașelor... Domn primar Tulcea, noi pe aici, prin zonă. Mă refer din interiorul Deltei. Da. Mulțumesc. Ce urmează după această întâlnire? Unde mergeți mai departe? Alte întrebări, dacă aveți, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc numai bine. Numai bine, da. Am alte excursii de făcut. Ăsta e președintele României. În Delta se trăiește greu. Sunt oamenii de acolo, au probleme mari. Nu au asistență medicală cum trebuie. E complicat cu transportul. E sărăcie, e braconaj. E corupție multă. Du-te, domnule, și întâlnește-te cu... Putea să răspundă orice cât de cât semnificativ. Că o asemenea întâlnire urmează, că da, trebuie vorbit și cu ei, că nimic. Mai ales să prefacă că nu pricepe ce a fost întrebat. Ha, 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 Tulcea. Tulcea e municipiul reședință de județ. Nu este chiar o comunitate mică, locală, izolată. Nu e chiar Mila 23. Nici măcar Sulina. Da, deci, sau poate chiar n-a înțeles ce a fost întrebat, domnule, că încep să îmi pun întrebări serioase. Mai ales luând în considerare răspunsul la o altă întrebare. Și asta legitimă. Că l-a întrebat jurnalistul, dar dumneavoastră de ce ați venit de fapt? Asta era sensul întrebării. Adică ați venit la chestia asta formală, nu v-ați întâlnit cu oamenii din Delta, da, da, de fapt? Dumneavoastră, cu ce contribuiți? L-a întrebat. La rezolvarea problemelor. Iată momentul. Bună ziua, domnule președinte, Paul Angelescu, România Te Iubesc, Pro TV. În vizita dumneavoastră de astăzi a avut ca scop de a contribui la găsirea unor soluții pentru provocările cu care se confruntă Delta. Doresc să vă întreb, să vă rog să ne dați câteva exemple concrete de soluții și să ne spuneți în ce a constat și ce va consta contribuția dumneavoastră la găsirea acestor soluții. Contribuția mea constă în faptul că am venit aici și am atras atenția asupra acestor chestiuni. E influencer, domnul președinte. Da, mă. Știi, a pus și pe Instagram? Da. Ha? Contribuția mea e că am venit. Da. Înțelegi? Asta e Michael Jackson. Păi mai mult de atât, ce vrei, mă, să fac? Am venit, eu sunt atât de important. Eu am venit aici, asta e contribuția. Da. Elvis, bravo. Dacă eu nu veneam... Păi nici nu era nicio contribuție din partea mea. Auzi, apropo de Elvis, Elvis se mai îmbrăca în alb așa, nu? Da. Și Michael o mai ardea câteodată. Da, bravo. Și nu, da, știi cine o ardea așa? E manelistul ăla care cântă în apă, cum Dumnezeul îl cheamă. E, hai că-ți căutăm. Zici. Era un manelist care cânta, era îmbrăcat într-o în alb. Cristalină. Într-o apă cristalină, da. Cine știe. Ceva, da, 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 da. E de la... Pe cuvânt. Ea a fost în voga cu vreo 10 ani. Nu știu ce, da. Da, așa, da. E. Domnul președinte. Da. Băi, băiatule, dar... Acum eu mă întreb, ce credeți? Dânsul ne ia la mișto? Credeți că ne ia la mișto? Chiar nu poate mai mult. Adică face pe prostul sau e mult peste nivelul nostru de înțelegere? E mult peste. Asta speram să spun. Un boss. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.